Salutare, am bun și bine v-am regăsit la un episod. Deci am aici pe desktop cu noua boxing. Acum am realizat că nu am un audio, gen nu am un intro, să zic așa. Știu că este filmat fix după ce am închis episodul, dar acum am realizat, o să trească să mă pot să editez. De ce este calitatea asta foarte proastă? Din cauza că am pus căștile mele vechi. Să aveți voi o comparație, gen la începutul episodului căștile vechi și la sfârșitul episodului căștile mele noi. Bun, acum vă las cu unboxing-ul. Unboxing-ul. Ciao. Bun, deci avem aici două cutii frumos pentru unboxing. Le-am desfăcut. Am văzut ce am în ele pentru că așa este chestia. Trebuie să văd ce este în ele, să văd dacă am tot ce-mi trebuie. Și acum realizez că nu cred că am totul. Dar hai să vedem. Aici avem căștile. Le-am deschis. În teorie, cred că am văzut aici chestia asta. Vedeți că am și stand-ul. Cred că l-am în aceeași cutie cu microfoanele, cu căștile cu microfon. Sunt niște căști de la Redragon, Lamia 2 Gaming, headset. O să le lăsăm deoparte. Stați așa un pic să prin chestiile acestea unde am adresa. Și aici cred că am adresa. Nu, nu am aici adresa. Bun. Aici sunt niște desea cu bile, astea o să le păstrăm. Cutia asta o dăm la o parte. Și aici am zis că e cutia. Dacă vă spun pentru ce nu o să vă vină să credeți. Pentru un mouse, pe frate. Deci mi-a dat Itai cutia. Este foarte mare cutia. Pentru doar un mouse. M-aș trebui să-mi bage aici stand-ul. Cream că sunt separate, dar hai să vedem acum. Aruncăm aici cutia. Bilele la fel. Avem aici frumos calculatorul. Ne luăm mouse-ul ăsta. Este foarte mare. O să intre foarte mult sub laptop. Hai să-l deschidem să vedem ce este de capul lui. Avem aici frumos mousepad-ul. Mamă, ce fain. Ce mult îmi place la calitate. Cum îl simt la mână. Place foarte mult. Ia să vedem. Avem aici un cutter, niște căști, niște șervețele, niște cuturi. Hai să vedem ce am deschis, mă. Păi este foarte mare. Stați așa un pic. O să-l întind și revenim cu filmarea. Gata, Junior, haideți că l-am pus. Este imens de mare, deci efectiv îmi stă sub laptop, sub monitor și îmi ține și mouse-ul. Este perfect, frate, exact ce voiam. M-aș aștepta un pic totuși să ajungă sub boxă. Cam așa aș fi vrut eu să-mi prindă și boxa și asta, dar este foarte, foarte bun așa. Cred că o să-l trag mai în dreapta, cum am spus, să prind și ăla. Dar o să vedem. Bun, hai să trecem la următorul lucru. Frumos aici, căștile. Pac! Exact pentru ce am dat comanda inițială. Inițial pentru aceste căști am dat comandă. Dar am văzut acest mousepad și am zis că, bă, de ce nu? Stați așa să nu mai chinez eu frumos cutter-ul, pe ăsta nu l-am mai desfăcut cum am desfăcut restul. Ăsta am vrut să fie... Stați așa un pic, revin. Așa, ăsta am vrut să fie așa, real life, prima reacție, de însă chiar să fie prima reacție, nu ca la mousepad. La mousepad am așteptat să fie foarte mare, deci oricum. Mă uitasem la ca și lungime. Dar aici cred că am nevoie de două mâini. Foarte bine împachetat ca de obicei. Nu mă dezamăgește nici de la stare Dragonul ca și împachetare. Avem aici frumos țaca paca. Căștile. Ah, gata, am înțeles, sunt direct pe stand. Gata. Ai descoperit deja totul din ele. Bă, nu știu exact, trebuie să le desfacem așa să le vedem. Mama mia, cât de geniale sunt. Ce-mi place? Că intră automat microfonul cu tot cu USB-ul, direct, frumos. Mamă, cât de faine sunt. Mama. Bă, efectiv mă simt ca un copil de la mic, mă, ești nebun la cap când primește cadouri. Mamă, cât de faine sunt. Bă, totul m-a costat. Căștile stand-ul și mouse-ul 206, frate. Nu mi s-a părut deloc mult. Bă, hai să-i scot chestiile acestea și revenim imediat. Bun, Junior, hai că am scos acestea. Bă, au o calitate foarte, foarte premium. Chiar se simt la mână că sunt niște căști bune. Îs destul de greuțe. Nu mă așteptam să fie chiar așa grele, dar sunt geniale, frate. Geniale. Bun, hai să lăsăm mai întâi căștile un pic deoparte. Să vă arăt și stand-ul. Bă, cred că o să vă pun, o să aveți în descriere, cred că, link la tot ce am cumpărat astăzi, de pe PC care l-am cumpărat tot. Bă, nu știu, stați așa un pic să văd cum se scoate. Bă, este destul de ușor, chiar e ușor. Scriere Dragon pe ele, asta stare curios. Da, scriere Dragon pe ele. Acum am să se și vadă, pentru că nu prea am lumină în cameră. Gen, nu am pornit back-ul.
Uitați că se vede, are Dragon. Bă, frumos, stați așa un pic, revin după ce deschid și chestia aceasta, gen deschid, scot chestia asta. Bun, fraților, cam astea sunt căștile, arată super genial, o să le pornim imediat. O să mi le pun și eu pe ureche să văd ce audio au, dar cred că o să trecem pe calculator direct. Asta vreau neapărat să vă mai arăt luminile acestea RGB atât de frumoase pe ambele părți. S-a capat ca microfonul. Trebuie să mă duc mai întâi să-l setez și ne vedem pe direct pe calculator. Am testat microfonul, în teorie se aude foarte bine, mi se pare foarte ciudat pentru că mă aud în timp ce vorbesc. Gen, dacă am microfonul pornit, mă aud. Stand-ul este foarte bine, se simt foarte bine pe cap. Mie unul mi se pare că mă aud, se aude foarte bine. Mister, v-am spus, mi se pare foarte ciudat că eu mă aud. Gen, în timp ce vorbesc, uitați, acum mi-am oprit audio, nu mă mai aud deloc. În timp ce măresc audio-ul din căști, mă aud în același timp, ceea ce este destul de interesant, în același timp creepy, pentru că mă aud exact în același timp ce vorbesc. Într-un fel e bine, pentru că pot să știu la ce înălțime să vorbesc, cât de tare mă aud, ceea ce e forță. Bă, nu știu, mi se pare că se aude un pic mai încet, un pic cam încet microfonul, gen l-am dat la 100% și se aude destul de bine, în cei drept nici nu vorbesc foarte, foarte tare, vorbesc mediu. Bă, mi se pare un microfon foarte bun. Căștile la fel de bine, am băgat Bucmafia blană 40KM-ul, se aud genial. Încă nu m-am hotărât unde o să pun standul, cred că o să-l pun aici lângă birou, dar nu știu exact încă, o să mă mai gândesc. Nu contează acest lucru, contează că avem un nou microfon, contează că putem să înregistrăm din nou, pentru că vechile mele căști s-au stricat efectiv. Și este o diferență foarte mare de audio de la astea la celelalte. Fiți atenți, acum o să bag căștile mele vechi. O să le bag acum, stați așa un pic să văd și care este. Dacă nu mă înșel, parcă sus era de ăsta și jos de speaker. Și acum haideți să trecem pe celelalte căști audio. Și am schimbat căștile acum. S-au schimbat, ia să vedem. Da, nu s-au schimbat. Cred că o să trebuie să opresc filmarea, dar nu știu că este o diferență foarte, foarte mare. Mi se pare că e mult mai bun așa. Este mult mai bine. Se aud foarte bine căștile. Sunt foarte mulțumit de ele. La cât am dat pe ele, n-am dat mult. V-am spus, aveți și în descriere toate linkurile, să ajungeți și voi la ele. Căștile vin cu stand. O să vă pun exact de unde am luat eu, de la PC Garage, pentru că acolo sunt 100% sigur că vă vine cu stand. O să vă pun în descriere și de la mousepad, pentru că este un mousepad bun, destul de măricel, se simte foarte bine la mână. Nu alunecă deloc tastatura, mouse-ul alunecă foarte bine, exact cum trebuie, alunecă de zici că nici nu este mouse-ul. Uitați și voi cum patinează și mișc foarte puțin mouse-ul. Este foarte, foarte bine. Bă, cam atât a fost cu acest review. Astă seară, de fapt nu astă seară, depinde când postez acest episod, o să facem un live, toată săptămâna asta o să fac live-uri, de aceea e forță. Bun, fraților, cam asta a fost și cu unboxing-ul. Sper că vă place cum se aude, vă aștept părerea voastră în comentarii. Eu am fost Zuki, iar până la altul episod, vă salut, bye bye! Fraților, haideți că acum am pus și eu fostele mele căști, sunt fix în ziua în care editez, ca să vă arăt ceva diferența dintre vechile mele căști și actualele mele căști. Hai, vă las cu cealaltă parte, cu actualele. Bun, fraților, am ajuns și la a doua parte, cum v-am promis. Acum am actualele mele căști, cu care voi filma de acum încolo. Și haideți să vă arăt așa o mică parte, cum arată când mă pun eu să editez. Deci cam așa, hai să micșorăm asta aici un pic. Deci cam așa se editează, fraților. Cam atâta track-uri trebuie, atâtea reglaje peste reglaje, tot felul de lucruri, mă rog. Mie unul îmi place ceea ce fac.
Bun, fraților. Deci, hai, v-am lăsat. Bye, bye. Dați că nu găsesc OBS-ul.